aduceau droguri din Olanda și le vindeau în cluburile de noapte din Chișinău. Patru persoane au fost arestate de ofițerii de investigații suspectate de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Pe durata lunii noiembrie, așa zisa activitatea bănuiților cu vârstele cuprinse între 23 și 39 de ani a fost monitorizată de oamenii legii. În timpul cercetărilor s-a stabilit că în nopțile de weekend suspecții vindeau marijuana și pastile extezi în preajma cluburilor de noapte. În timpul filerii polițiștii sub acoperire s-au dat drept clienți și au procurat de la suspect substanțe narcotice. În cadrul dosarului au avut loc și percheziții. Polițiștii au depistat și ridicat de la domiciliul unui tânăr 300 de pastile extezi. Potrivit poliției, drogurile în valoare de 120.000 de lei au fost aduse prin contrabandă din Olanda. Suspecții au fost plasați în arest preventiv. Pe numele lor au fost deschise dosare penale, iar dacă vina le va fi dovedită, ei riscă până la 15 ani de pușcărie, investigațiile continuă.